Unul dintre cei mai cunoscuți acrobați din lume, Flaviu Cernescu, protagonistul filmului Transilvania Dragon, a filmat alături de echipa sa la singurul parc de aventură din județul Hunedoara. Flaviu Cernescu și-a dezvoltat o pasiune pentru sporturile extreme, iar din acest motiv a reușit să atingă o mulțime de recorduri cu demonstrațiile de slackline. Ultimul astfel de record a fost atins la Reșița, unde potrivit sportivului i s-a părut și cel mai dificil. Cred că la Reșița a fost cel mai greu, datorită dificultăților tehnice de ancorare la turnuri și de parcurgerea distanței pe Kinga. În parcul de aventură de la Orăștie, acesta s-a plimbat pe avioane cu monociclul, dar a efectuat și o serie de demonstrații de slackline între două tancuri. Vremea ne-a constrâns să facem niște mișcări mai ușoare decât de obicei, dar utilajele de aici totuși au compensat prin diversitatea lor și prin faptul că sunt interesante, deosebite. Am urcat pe un turn de apă de o înălțime de aproximativ 40 de metri, am mers pe conturul acestuia cu monociclu, pe partea de sus, am făcut o atârnare pe o grindă metalică instalată acolo și diverse alte mișcări. Am stat în mâini puțin, aș zice eu, ceva uzual, așa, și am mai pus o linie, am întins o linie de slackline între două țevi de tank, le vedeți în imagine, puțin mai în spate. Nu e la o înălțime mare, dar nu am avut alte opțiuni astăzi. Eu zic că a ieșit bine, a ieșit ceva frumos. Mie unul mi-a plăcut. Pe lista filmului Transilvania Dragon, parcul de aventură de la Orăștie este cea de-a șasea locație, urmând Alba Iulia și Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara. Transilvania Dragon este de fapt un film documentar care dorește să promoveze prin îmbinarea sportului extrem cu istoria cele mai frumoase locuri din România, precum și cele mai impresionante povești ale oamenilor întâlniți. Proiectul se numește Transilvania Dragon, reprezintă un documentar care atinge practic trei tematici diferite. Una dintre ele, hai să spunem așa, tematica cea mai clară, este cea turistică. Practic, Flaviu Cernescu, artist acrobat, se va plimba prin mai multe locuri din țară, prezentând în același timp, prin acrobații și prin sport extrem, locurile deosebite din zona Transilvaniei și Banatului. Pe de altă parte, este această parte de sport extrem, de activitate mai neobișnuită în care Flaviu este angrenat, atât mersul pe coardă, care se numește Profesionist Slackline, cât și partea de monociclu, ideea de a face acest tur al Transilvaniei și Banatului pe o singură roată, cu o pelerină în spate. Potrivit regizorului, în echipa de filmare sunt patru oameni care doresc să aducă în lumina reflectoarelor și să facă cunoscute locuri pline de istorie, locuri uitate de lume. Transilvania Dragon urmează să fie lansată în primăvara anului 2015, mai exact în Duminica Paștelui.